câștigate de-a lungul timpului și în această perioadă de cele 21 de secții, sportivii celor 21 de secții, stau mărturie acestui fapt, stau mărturie dimensiunii și valorii acestei instituții sportive. Rugbyul, pentru că despre el este vorba, pe de altă parte este cea mai numeroasă secție a clubului sportiv Universitatea, dar ne place să credem că este și cea care duce în cea mai mare măsură mai departe spiritul atât de îndrăgit al celor care poartă pe suflet această vocală superbă care se numește U. Ovidiu Vasu. În ziua de astăzi să citești o carte este un lucru mare. Darmite să o și scrii. Și mai ales o carte despre rugby. O poveste rugbistică, cum zice autorul. Fiind antrenor, primul meu gând a fost cum să citesc o carte scrisă de un arbitru. Mi-am propus să citesc primele 10 pagini, doar am de făcut o recenzie. Dar trebuie să mărturisesc că am fost cucerit de poveștile rugbistice, de întâmplările reale, povestite cu umor, cu ironie și lucrul cel mai important, cu o fină autoironie. Ca să reușești să scrii o astfel de carte, trebuie să fii perseverent și erudit. Autorul a dovedit că le deține pe amândouă. Altfel, nu ar fi reușit să scrie această poveste minunată și cu siguranță ar fi fost greu să fie ales și de cetățeni. Cred că, până la urmă, Nea Emil s-a urcat pe acoperișul sălii de sport. Și dacă veți citi cartea, veți vedea ce înseamnă să te urci pe acoperișul sălii de sport. A condus în mod inspirat arbitrajul românesc, insuflând arbitrilor români curaj, demnitate, într-un cuvânt, atitudine. A luat decizii inteligente, dovedind viziune. Mie mi-a plăcut decizia de a trimite arbitrii la antrenamentele echipelor, dar sunt multe alte decizii care au dus în sus arbitrajul românesc la rugby. Este o carte pe care aș dori ca tinerii să o citească și mai ales tinerii rugbiști, să vadă că munca, perseverența sunt răsplătite și sunt reperele de care au nevoie în viață dacă vor să izbândească. Șansa de a reuși în viață. Domnul Emil Pârțoc a reușit. Mă bucur că vedem atât de mulți prieteni. Rubiu întotdeauna a fost puternic pentru că a fost ca și o familie. Pe de altă parte, această caracteristică a lui cred că constituie și una dintre principalele vulnerabilități. Oamenii de aici sunt așa de deosebiți și conștientizează că sunt așa de deosebiți încât au tendința de a se enclaviza, de a se închide într-o bulă, într-o familie și este destul de greu să-i aduci pe ceilalți alături în jurul tău. Gestul lui Emil de astăzi este un gest extraordinar pentru că domnul profesor Mircea Rusu, în cartea domniei sale, spune că îl caracterizează de mic înțelepciunea și corectitudinea și Emil a ales această zi cu înțelepciune și cu corectitudine din respect pentru sportul românesc și pentru Rubiu Clujan. În urma unui sondaj de opinie s-a aflat că lucrul care știu românii cel mai mult despre rugby este acel citat cu huliganii și gentlemanii. Spunem rugby după pronunția franceză pentru că a fost adus de studenții români de la Paris și implementat în primul rând în centrele universitare și implementat cu patriotism și inteligență atât de bine cât fiind și sub auspiciile Jocurilor Olimpice, prima medalie olimpică a fost luată de rugby în 1924 la Paris, conjunctural, așa cum știm. Ne îndrăznim să facem această trimitere istorică pentru că vorbim astăzi despre momente și oameni foarte importanți pentru sportul românesc și care țin de istorie și fac istoria acestui neam și acestui sport. Astfel, după 99 de ani, 100 de ani, un veac ce mai, în care președintele și șefii arbitrajului românesc în rugby a fost în exclusivitate a Bucureștiului, un clujan de-al nostru a descălecat în capitală și a ajuns șeful arbitrajului românesc pe care l-a condus 7 ani meritoriu. Înainte de asta s-a remarcat 25 de ani
ca și unul dintre arbitrii cei mai respectați din România. În Șansa de a reuși în viață este o carte cu un titlu ca o reverență făcută rugbiului românesc. Este nu un laudatio individual, cum s-ar putea crede fără să citești cartea, ci o cronică a rugbiului românesc a ultimilor decenii. Pentru că Emil reușește să facă ca un medic, nu ca într-o lucrare de doctorat, dar ca un medic, să pună diagnostice ca într-o scrisoare medicală asupra unor fapte și asupra unor oameni, fără să dea medicația ce drept, dar să sublinieze schimbări de atitudine. Mărturisirea lui este o evocare cu verbă și culoare și cu bucuria de a trăi, așa cum îl știm toți că îl caracterizează pe Emil, unor fapte și locuri legendare pe care le face într-o manieră personală. Fotografiază oameni și fapte într-o manieră personală, dar cu mult har, pentru că el așa a fost dăruit de la Dumnezeu și prin natură, cu un har de comunicator, poate singular sau mai rar de regăsit între comentatorii noștri sportivi. Personal am rugat de foarte multe ori să încerce să vină mai des la televizor, pentru că a iubi rugbiul în România este atât de greu încât reprezintă un noroc, pur și simplu o șansă. Deci nu te ajută nimeni să cunoști și să iubești rugbiul. El a făcut-o. Emil, în plus, are un știința de a pune în valoare educația pe care rugbiul a dorit-o celor care au făcut-o. Spune că sunt fericiți elevii care au avut profesori, care au avut profesori ca și pe domnul Mircea Rusu, pe Titi Deleanu, pe Tavi Chihaia. Și eu știu oameni, prieteni, care acum au mustățile cărunte, dar care știu cu exactitate când au fost altoiți, snopiți chiar de antrenorii lor, locul, localitatea, data, ora. Toți spun că pe deplin meritat, eu ca și dascăl de elev și ca și dascăl de studenți, mi-aș dori însă și îi invidiez pe acești mari profesori care sunt și la Senectute, vorbiți atât de frumos despre de către elevilor. Sunt cartea lui Emil, s-ar putea scrie și într-o emisiune demolatorii de mituri, pentru că s-a încetățenit mitul în România că acele calități ale omului de succes în România nu sunt congruente cu calitățile pe care le dezvoltă rugbiul. Prea multe. Nu-i chiar așa. Mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu acest joc. Mi s-a întâmplat să mă găsesc în el și nu știu, mers mai departe. Fără discuție, cu multe eforturi și situații diferite. Mă rog, îmi pare foarte bine că am făcut acest lucru. Unele lucruri pe care le-am făcut înainte erau așa. Ăsta este total în sufletul meu. Și cine se îmbolnăvește de acest sport și văd suficient de bolnav aici, nu se mai fac sesionătoși. Unul dintre bolnavi este Emilaș. Eu ce să fac? Eu numai i-am chemat să vină să vadă că ce s-a întâmplat mai departe. Dacă s-a potrivit, așa s-a potrivit și atunci înseamnă că sufletul lui a fost împreună cu acest sport. Bine, eu nu vreau să întind vorba pentru că mă plictisesc, dar mi s-a spus să... Așa, că o să scrie o carte. Să mă spun drept, nu m-am mirat. Și după ce am citit, nu m-am mirat nici modul de prezentare. Foarte natural. El este și aici, este și aici, și... Nu trebuie să fim alții decât noi.
La ceea ce scrie aici, Emil Ioan Purțoc, Ruibiu, șansa de a reuși în viață. Mai adaug ceva. Șansa ne-o dă Dumnezeu. Noi, așa cum spune filozoful țăran, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în straiță. Dumnezeu i-a dat și El a știut să bage în straiță toate lucrurile care le-a dat Dumnezeu. Și am scris, în fine, în câteva rânduri, că fără să știu ce este în carte și mi se pare că fără să știu, m-am cam atașat acelorași idei. Și pe internet, nu știu ce l-a scris, dar a zis foarte bine. În spatele fiecărui om de succes există o femeie puternică. Care este nemaipomenit de bună și de ajutor. Fără ei nu putea face. Vă mulțumesc! Silviu Spătaru. Am plecat de la grădință împreună. Am jucat rugby împreună. Am făcut școala împreună. Și vreau să-i spun că pentru mine a rămas același prieten de nădejde, același om deosebit și nu pot decât să sper că într-o zi vei face parte din sponsorul volumului 2. Apoi, dragii mei, ce înseamnă bogăție? Cum scriu și în carte, nu sunt un om bogat din punct de vedere financiar. Dar când am alături familia, când v-am pe dumneavoastră alături, când îl am pe Sașa alături. Deci el este muza mea de inspirație. Sașa este copilul pentru care merită să trăiești, pentru care merită să te sacrifici. Și dacă fiecare dintre noi am înțelege că noi nu semnăm nimic fără cei din jur, atunci am ajunge departe. Dacă ne-am dat seama că noi suntem mici, singuri, dar mari și puternici împreună. Iar Ruibiul a fost un exemplu că putem să marcăm o încercare cu molul dacă toți cei 8 sunt împreună, împing împreună, și își doresc să ajungă acolo, dincolo de linia de țintă. Noi, cei aflați aici și în sală, am reușit să înscriem multe eseuri în viață. Pentru că am fost mereu împreună, iar din 1973, de când l-am cunoscut pe Leoca Iuliu, care mă băga în față la rând la cantină, de când l-am văzut prima dată pe Rusu Mircea mâncând coje de pâine și ziceam, ăsta e director, mănâncă coje de pâine, zice, și uite-te, și ziceam, uite câtă carne este în cantina și el mănâncă coje de pâine. Și eram așa, bă, să mănânc și eu coje de pâine, oare o să arunc director? N-am mâncat coje de pâine, n-am ieșit, dar mereu m-am întrebat, bă, omul ăsta de ce mănâncă pâine, mă? Pâine goală mânca. Venea în cantină, își lua o pâine, se ducea, ne mai lua. Ne mai întreba, ne mai trimitea la tuns din timpul orelor de mecanică, pentru că atunci aș permitea dascălul să te trimită la tuns, să te. Astăzi, suntem în situația în care nu putem să ne permitem să facem observații, să fim critici cu copiii, pentru că, cu siguranță, Simion ar fi fost mai bun ca mine dacă Chihaia nu-l bătea. Dar decât să-l bată Chihaia, mai bine placa el. Iar una dintre cele mai mari lecții cu care încerc să mă apropii de finalul acestei discuții, acestui discurs,
este următorul. Spunea Nea Mircea la un meci la Mărșa în care adversarii erau foarte duri și ne cam călcau, ne cam loveau și la pauză Ionci, Marton zice, mă, boierule, hai acum călcăm pe ei și zice și omorâm. Și Nea Mircea Rusu zice, băi Ionci, Ionci Marton fiind un multiplu campion european și național la lupte libere, care la 32 de ani a venit în Ruibi și a jucat vreo 3 ani de zile în prima divizie. Și Nea Mircea Rusu ne-a spus felul următor, vă vreți să vă răzbunați pe ei? Ei, există o modalitate simplă și legală din punct de vedere sportiv. Trageți-le 3-4 placate să le simtă și când o să fie mic, sau marcați-le 3-4 încercări să plângă de diferența de scor. Și cu siguranță ați rezolvat problema. Și așa ne-am călăuzit pașii în viață, încercând să fim mediatori, încercând să trecem mai ușor peste supărări, încercând să uităm ce-i mânia, pentru că nu putem să trăim supărați unii pe ceilalți. Iar eu, dragii mei, am această calitate de a lăsa deoparte toate neplăcerile pe care mi le creează unii sau alții, dintr-un motiv sau altul. Vă respect pe toți, copiii mei și draga mea soție, Nea Mircea Rusu și invitaților mei,